liberalii au colorat în albastru sala hotelului luxos unde s-au lansat. Nu a fost loc pe scaune pentru toți cei prezenți, așa că o parte a stat în picioare. Toți însă au primit drapele și brățări cu logo-ul partidului. Naționale și aplicarea deontologiei în politica Republicii Moldova. Stimați liberali, o vorbă din bătrân spune... La lansarea în campanie electorală a fost prezent și vicepreședintele PL, Dorin Chirtoacă, deși el s-a retras temporar de pe listă pentru a-și continua munca la primărie. Acest lucru a stârnit confuzii. Invităm, bineînțeles, și pe Dorin Chirtoacă. Eu, în calitate de viitor candidat, acum la mine sunt mai multe din astea cu viitor. Viitor candidat la funcția de deputat, poate peste câteva zile apoi viitor prim-ministru. Mie vă rog să-mi dați sau să mă încurajați la capitolul viitor soț, viitor tătic. Nu, nu văd diferență mare între dânsii, ca să... Între Dorin și Leanca. Cred că ar face față foarte bine și Dorin Chirtoacă. Domnul Leanca s-a descurcat foarte bine, dar domnul Chirtoacă, viceprim-ministru. Domnul Leanca, fiind un diplomat, i s-ar merita funcția de președinte a țării. Dar e din alt partid. Prima și e filat la noi în sat, cum și la lege. Aha. A doua, președinte, șef deputat, primul pe listă. Dar domnul Chirtoacă? Asta e prim-ministru. Asistenta lui Mihai Ghimpu, prezența căreia pe lista PL a fost criticată pe site-urile de socializare, deja știe ce va face dacă va ajunge în Parlament. Am zis în repetate rânduri că am avut mai multe joburi, nu doar acesta de model. Îmi doresc foarte mult să începem o reformă a sistemului de pensii. Că nu-i pregătit, asta sunt spuse de măzari de oameni invidioși sau nepregătiți ei. Liberalii au criticat dur actualele partide de la guvernare, însă au lăsat ușa deschisă pentru o nouă coaliție. Justiția nu a devenit mai independentă, iar corupția mai puțină în Republica Moldova în ultimii ani, pentru că acest lucru nu l-a dorit PLD-ul și PD. Deci nu excludeți o coaliție cu cei pe care i-ați criticat astăzi? Nu există democrație fără critică. Noi ne dorim ca să guvernăm de unul singur, dar dacă va decide alegător așa, așa va fi. Partidul Liberal merge în campanie electorală promovând aderarea la Uniunea Europeană și NATO. La ultimele alegeri, PL a obținut 12 mandate în Parlament. A făcut parte din AIE1 și AIE2. Ulterior, 7 deputați au părăsit formațiunea și au constituit Partidul Liberal Reformator.